Premierul Dorin Recean calcă din nou pe aceeași greblă. În ședința de astăzi a Guvernului a dat numele a doi magistrați de la judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, care potrivit lui ar fi luat decizii incorrecte în dosarul frauda bancară. Asociația judecătorilor a reacționat imediat. Magistrații s-au arătat îngrijorați de atacurile repetate ale ministrului la adresa judecătorilor și i-au sugerat lui Dorin Recean să nu facă astfel de comentarii. Eu am observat reacțiile publice data trecută. Dar eu o să dau nume. Deci avem judecătoarea Angela Catană, care a dispus că Banca Națională din Republica Moldova este civilmente responsabilă pentru în dosarul frauda bancară, acolo unde procurorii învinuiesc factorii de decizii din Banca Națională, care au admis și au contribuit la furtul miliardului. Premierul a comentat și decizia judecătoriei Buiucani, care a admis cererea avocaților fugarului Vladimir Plahotniuc privind conexarea cauzei ce-l vizează în dosarul frauda bancară la o altă cauză aflată pe rol din anul 2021, în care 7 persoane au statut de inculpat. Judecătoarea Ludmila Beșliu, care a decis că dosarul unui inculpat pe furtul miliardului, și anume Plahotniuc, trebuie să fie comasat la un dosar mai mare. Știți cum era anterior? Haideți să dăm tot la colhoz, că la colhoz se fură și nimeni nu este responsabil. Asociația judecătorilor din Republica Moldova s-a arătat îngrijorată de atacurile repetate ale prim-ministrului la adresa judecătorilor și i-a sugerat lui Dorin Recean să se abține de la astfel de comentarii. Această abordare reprezintă o recidivă într-un comportament care subminează principiul fundamental al separației puterilor în stat și a independenței judiciare. Această recidivă nu poate fi trecută cu vederea. Asociația judecătorilor din Republica Moldova face un apel către prim-ministrul Dorin Recean să se abțină de la asemenea declarații care pot compromite independența și integritatea sistemului judiciar. Facem de asemenea un apel la Consiliul Superior al Magistraturii să analizeze cu atenție aceste atacuri la adresa independenței judiciare, se menționează în reacția Asociației Judecătorilor. Nu este pentru prima dată când premierul se ia de judecători. Acum câteva luni el a făcut publice numele a trei magistrați de la Curtea de Apel Chișinău care au anulat decizia Comisiei pentru Situații Excepționale prin care candidații Partidului Șansă au fost excluși din cursa electorală. Recean a fost criticat atunci de Consiliul Superior al Magistraturii și Asociația Judecătorilor. Magistratele vizate astăzi nu au reacționat deocamdată la reacțiile premierului.